era ceva de genul că era multă lume, înțeleg? Și se făcea că era cineva, era de la noi din casă Nicolae, nu știu cine, oricum. Și eram, nu știu, într-un oraș. Și era o grămadă de câini, mulți erau de tot, știi, câinii sunt dușmani. Și era un pasaj, gen așa, dar scările nu veneau așa, știi, să le cobori așa, erau așa, înțeleg? Și noi am coborât mai mult și era un tunel, și era întuneric. Și eu m-am întors, am zis că eu nu pot, și v-am lăsat pe voi să văd. Și eu m-am întors înapoi, am urcat scările și am luat-o prin câinii aia, ai înțeles? Dar nu mi-a făcut niciunul nimic. Și am luat așa și stăteam la capătul pasajului să vă aștept. Și a ieșit tu, într-un costum alb. Alb? Da, pe bune, dar nu știu cu costum alb. Și mi-ai dat ai făcut așa și ea am zis, și adică așa am zis eu că poate din cauza la eliminări că o să fii cu bine, că o să fie bine. Și după aia am zis eu, hai să mergem acasă la mine, să o cunosc pe sora mea în sfârșit, dacă acum avem momentul ăsta, că se făcea că ne scosese pe noi undeva, știi? La o activitate. Știi, asta e vorba mea, mă zic după orice de ăsta, știi. Și am plecat noi și ne-am oprit la o familie, da? Adică am luat-o printr-un blog, nu știu, și erau mulți romi, ai înțeles? O groază de copii, o grămadă, și ne spuneau nouă problemele lor, ai înțeles? Adică ne povesteau nouă și noi am zis, hai să mergem să nu mai stăm. Și am ajuns la mine acasă. Și la mine acasă nu era nimeni. Și zic eu, păi unde-i sora mea acasă, să o cunosc, să te cunoască, nu știu. Și a venit sora mea și ne-am dus în spatele curții, de grădina. Și am ajuns noi acolo în grădină, unde vine sora mea cu un coc de la blondă, am rămas. Ah, zic, cum să? Și zic că el e Marian, eu te țineam pe tine de mână, zic, uite, el e Marian, că uite, în sfârșit vă, în sfârșit vă cunoașteți, nu știu ce, și a, că am treabă, nu știu ce, și a venit și s-a pupat pe obra și după aia a plecat și m-am trezit. Da, să vezi și tu, viza, nu știu cum. Te-ai gândit la asta? M-am luat, tu știi câți câini erau? Uai de cap, nu, grămat. Și lătrau așa și mă uitam. Nu le-am cu astea să ghicez vise, să știu ce înseamnă. Eu mă mai uitam pe internet. Eu cred în vise și le interpretez eu. Nu? Cum? Crezi în vise? Eu ce visez, după aia mă gândesc ce, cum am visat, ce s-a întâmplat, nu știu ce. Ok, ideile mele. Mă, dar e cald aici, am? Nu zic când stă ce râd. Eu cred în visele mele, l-am stat pe fratele lui. Păi nu stau lângă aia. Da. Ai pus? Am luat-o la fior. Până se fierbe puțin, după aceea pun ciupercile să se călească și cu pui. E cald aici, am? Bagabe, bagabe. M-am plictisit. Și noi. Și eu, în special. Dar cum te vă fi băgat astăzi în casă? Că eu credeam că o să ducă fetele. Păi așa credeam și noi, îți dai seama. Tăteam eu în pod, n-aveam nicio treabă. Când mesaj în 10 minute să trebuie să plecați în casa fetele. N-a belea. Da, ascultă dumneavoastră că sunteți o femeie de nota 20. O femeie deosebită. Regalați. Nu mai las deloc, de ce să tac? Nu mai tac deloc.